Începem ca de fiecare dată și ar trebui să ne gândim că fiecare început este un alt început, pentru că nu suntem aceiași și nu suntem în același punct de fiecare dată când începem să facem un lucru sau când ne desfășurăm în integralitatea vieții noastre, începem prin a mulțumi divinității pentru iubirea, ocrotirea, grija și grația cu care ne înconjoară în fiecare clipă a existenței noastre. Și această grijă se manifestă prin prezența maestrilor din viața noastră. Maestrii sunt oameni drăguți, oameni frumoși, oameni care ne învață și cărora le datorăm ceea ce suntem în fiecare clipă a vieții noastre. Astăzi, alături de mine, aș spune, de fapt, în inima mea, este un astfel de maestru. Desigur, dacă o să vă uitați cu atenție, poate o să-l puteți observa. Și mă refer aici la buna mea prietenă și maestră, Aurora Sităruș, pe care o iubim și transmitem toate gândurile cele bune și mulțumim pentru drumul pe care l-am petrecut împreună, pentru învățăturile pe care le-am primit, pentru grija și pentru tot ceea ce ne-a dăruit în această perioadă în care Dumnezeu a îngăduit să fim împreună. Mi-aduc aminte de multe din emisiunile pe care le-am făcut împreună, de cursurile pe care le-am organizat, de prima noastră întâlnire, atunci când fata Aurorei, Simona, a fost cea care, având acea vedere pe care îngerașii ți-o dăruiesc uneori, ne-a conectat unul cu celălalt știind lucrurile pe care aveam să le facem ulterior. Multe din lucrurile pe care le spun îi se datorează învățăturilor pe care Aurora mi le-a spus, discuțiilor pe care le-am avut și îmi dau seama că de fiecare dată când suntem prezenți într-un loc, trebuie să fim conștienți de susținerea și de ajutorul pe care îl avem, chiar dacă uneori acest ajutor nu este în domeniul strict material sau vizibil. Trebuie să ne obișnuim să vedem dincolo de aparențe, să vedem dincolo de vălul iluziei și să vedem dincolo de ceea ce nu putem vedea. Necesită acest lucru foarte multă răbdare și foarte mult calm. Și pentru că am vorbit de calm, m-am gândit și acum cu gândurile ați văzut că e un lucru destul de interesant dacă eu m-am gândit sau gândurile m-au gândit pe mine, să vorbim astăzi despre un subiect, spun eu, interesant, și anume mânia. Nu vreau să spun prin acest lucru că noi și cei care ne ascultă ar avea probleme cu acest sentiment. Noi, desigur, ne vom referi în această emisiune la cei care, totuși, uneori, se mai regăsesc sub auspiciul, ca să spunem așa, al acestui tip de emoție. Dar, totuși, dacă sunteți curioși și ați vrea să vedeți care este acest drum care ne conduce pas cu pas spre... N-aș vrea să spun numai spre mânie, pentru că, vedeți, există un maestru în acupunctură, Lișițen, un om și un maestru care a noi datorăm enorm în domeniul acupuncturii și care la un moment dat explică într-un tratat cum energia circulă prin meridiane în ambele sensuri în același timp. Asta este un lucru care pentru logica noastră umană este extrem de ciudat, ca să nu spun imposibil. Dar pentru logica unui înțelept și a unui maestru, nu există nimic imposibil. Și așa cum spunea Aurora, totul este exact așa cum trebuie să fie. De fapt, ce vreau să spun prin aceasta? Vreau să spun că pe drumul în care vorbim despre mânie, vorbim în același timp și despre calm și despre relaxare. Adică există două fețe ale aceleiași monede, exact cum în acupunctură, de exemplu, dacă vorbim despre anul rinichiului, nu înseamnă că există numai un pericol pentru rinic, ci și că tratamentul poate fi foarte eficient. Deci avem o dublă oportunitate, depinde care jumătate putem să o vedem, jumătatea plină sau jumătatea goală a paharului.
Partea bună a mâniei este, de fapt, entuziasmul. Știm că atunci când plecăm la un drum, mai ales când începem un lucru nou și cât de frumos este să ai puterea să începi mereu și mereu lucruri noi, e nevoie de entuziasm și un pic de nebunie. Pentru că fără aceste lucruri nu ai putea să riști. Ce-i drept, uneori viața ne trage preșul de sub picioare, ca să spunem așa în ghilimele, și sărim în gol pentru că nu avem încotro. Dar iată că partea bună a mâniei, acest entuziasm, este legat în medicina chineză de sistemul loja-lemn, adică cele două organe, ficatul și vezica biliară. Este interesant că această zonă, cum spun chinezii, acest element de lemn, este un element care înseamnă viață, înseamnă dezvoltare, înseamnă creștere, dar mai înseamnă o caracteristică extrem de importantă și anume adaptabilitatea. În psihologia taoistă, adaptabilitatea este cel mai înalt sentiment care ne ajută în dezvoltarea noastră în toate domeniile vieții. Gândiți-vă la o plantă care este extrem de elastică atunci când bate vântul și vântul nu o rupe, tocmai pentru că are această elasticitate. Există un soi de triunghi. Dacă în vârf avem entuziasmul, avem cumva în partea stângă vezica biliară și avem în partea dreaptă ficatul. Acest triunghi se închide pentru că ficatul este, ceea ce spun chinezii, generalul care elaborează strategiile de viață. Adică, cu alte cuvinte, de fiecare dată când ne confruntăm cu anumite alegeri pe care trebuie să le facem, ficatul ne prezintă mai multe variante și tot el, datorită vederii spirituale, prin spiritul Hun, ne ajută să alegem cea mai potrivită variantă. Aici o să fac o mic intermezzo, pentru că nu de puține ori m-au întrebat oamenii cum să facă o alegere și de unde știu că alegerea pe care au făcut-o este bună. Budiștii au o vorbă foarte frumoasă și spun, la fel cum se spune de fapt și în Biblie, că pomul se judecă după roadele pe care le face și acțiunile noastre. Dacă rezultatele acțiunilor noastre sunt bune, cu siguranță că acțiunea a fost o acțiune bună. Dar în ceea ce privește alegerile, aici este o mică diferență între gândirea luminată și gândirea obișnuită, pentru că, iată, mintea aceasta pământească trebuie să aibă parametri, tabele, să facă comparații, să calculeze. Și atunci va alege varianta care vine cel mai potrivit în acea situație. În schimb, în acea vedere spirituală, alegerea înseamnă o așezare centrată în interior, o stare sufletească de echilibru, o stare în care există doar iubire, bunătate și dăruire. Și ghiciți ce? Atunci când ești în această stare, orice variantă care ți se prezintă va fi cea mai bună. Sau, ca să o explicăm mai simplu, din toate variantele va rămâne numai aceea care este cea mai bună. Chiar dacă, pentru mintea umană, inițial acea variantă ar putea să pară că nu este înspre direcția cea bună. Ulterior vom afla că intuiția și providența divină ne-au condus exact pe drumul pe care trebuia să mergem și aș întrăni să spun pe care meritam să mergem. Este un merit pentru fiecare din noi să ne urmăm calea, dar este un merit pe care noi trebuie să îl materializăm nu prin putere, ci prin dăruire și bunătate. Cealaltă parte de care se ocupă vezica biliară, vezica biliară are o ideogramă foarte interesantă. Ideograma vezicii biliare este reprezentată de un cuțit. Așadar, această ideogramă ne spune că trebuie să măsurăm de 10 ori și să tăiem o singură dată. Vezica biliară se ocupă cu curajul de a lua decizii. Nu de puține ori mi s-a întâmplat ca oameni frământați, oameni care nu știau ce să facă într-o anumită situație, să aibă acest dezechilibru pe zona vezicii biliare. Odată echilibrat prin acupunctură, de exemplu, decizia a venit în mod firesc. A apărut curajul de a duce lucru la bun sfârșit, pentru că poți să ai un plan foarte bun, poți să ai o strategie foarte bună, dar iată că îți lipsește curajul
de a duce la bun sfârșit. Deci avem acest triunghi, entuziasm, strategie și curaj de a lua decizii. Acum am vorbit, desigur, despre triunghiul pozitiv, să spunem, pentru că există și un triunghi cu vârful în jos. Și el este reprezentat de mânie, de lipsa vederii sau o vedere perturbată, tulburată și de lipsa curajului de a lua decizii. De ce nu este bună mânia? Este interesant că absolut în toate curentele spirituale, mânia are o vibrație extrem de nocivă pentru că determină câteva lucruri pe care odată pornite, noi ne supunem influența acestor lucruri ca într-o avalanșă. Adică, cu alte cuvinte, nu ești mânios și nervos de la bun început. Există niște stări care preced mânia și pe care dacă învățăm, autocunoscându-ne, să le recunoaștem, vom putea preveni acest ultim stadiu, mânia. Mânia, în primul rând, arde faptele bune sau karma pozitivă. Adică, cu alte cuvinte, să spunem că ai lăsat o friptură în cuptor, s-a rumenit, este foarte frumoasă și sună telefonul și uiți încă câteva minute friptura în cuptor și în momentul acela ea se arde. Iată, nu mai este bună de nimic, să spunem așa. Exact acest lucru se întâmplă cu mânia. Mânia, după ce ai muncit o lună sau două sau trei să acumulezi fapte bune fiind drăguț și atent cu oamenii din jurul tău, ți se întâmplă această scăpare, această mânie puternică, care, iată, îți șterge toate meritele pe care le-ai fi avut și le meritai în urma faptelor bune. Deci, cumva, îți influențează trecutul. Prezentul îl influențează în mod sigur, pentru că odată ce te-ai enervat și ești mânios, nu mai vezi limpede situația și e foarte posibil să scoți pe gură și chiar să gândești lucruri negative care cu siguranță nu îți vor aduce elemente pozitive în viața ta. Dar îți afectează și viitorul. Pentru că, iată, de multe ori, noi când vorbim despre acea pildă de care vorbește Domnul Iisus și spune să întorci celălalt obraz, să-i dai omului și haina dacă își cere cămașa, să mergi cu el 10 km dacă își cere să mergi un singur kilometru, ni se par niște metafore sau niște idei de stil. Ele nu sunt, sunt de fapt niște vorbe foarte adânci, niște porunci care cuprind în ele această înțelepciune, pentru că noi știm că realitatea vine din interiorul nostru. Și știm că ceea ce culegem de la omul din fața noastră este ceva ce noi înșine am plantat și am sădit la un moment dat. Nu ne place ce ne spune omul din fața noastră, nu ne place situația prin care trecem, nu ne place întâmplarea în întregul ei. Dar oare de ce mă găsesc eu în această situație? De ce cuvintele pe care mi le spune omul în această situație nu sunt cele pe care aș vrea să le aud și de ce întâmplările prin care trec nu sunt cele pe care le-aș dori? Oare nu cumva la un moment dat eu însumi am reacționat în același fel față de o situație identică, eu fiind în acel moment omul care enerva pe altcineva? Și atunci viitorul, cum spunea o reclamă, viitorul sună bine. Ca viitorul să sune bine, ar trebui ca noi să avem grijă să nu producem în viitor o nouă situație în care să nu putem evita mânia. Dar ca să putem evita și să nu producem o nouă situație, ar trebui să renunțăm un pic la ego și mândria noastră, pentru că eu sunt cel mai important. Eu sunt eu, tu ești tu. Tu ești mai departe de mine decât sunt eu. Deci eu sunt mai important și eu am dreptate. Iată. Deci, cu alte cuvinte, eu mă simt umilit, mă simt jenat, mă simt discreditat, când, de fapt, nu ți s-a luat și nu ți s-a dat nimic. Când conștientizezi acest lucru, vei mulțumi chiar pentru acea întâmplare, pentru că vei încerca să înveți din ea ceea ce trebuie să înveți și vei încerca să vezi lucrurile în așa fel încât altă dată să nu mai produci aceleași cauze. În acest fel, cu siguranță că vei evita să creezi o nouă situație enervantă și să aduci un nou om enervant în viața ta. Este singura modalitate corectă și adevărată prin care putem să evităm acest lucru. Asta nu înseamnă însă că nu avem datoria de a lua atitudine și de a acționa în situațiile care sunt periculoase pentru noi și pentru cei din jur, pentru că noi vorbim aici de elemente care
ne ajută să reglăm corect o situație, pentru că dacă noi rezolvăm prin mânie o situație, chiar dacă rezolvarea este corectă, ea nu este de fapt o rezolvare adevărată. Este un lucru care creează o nouă situație incorrectă. Și mi-aduc aminte de o întrebare care a fost pusă Sfinției sale Dalai Lama și a fost întrebat, bine, dar dacă un om ar avea o bombă cu care ar putea să facă rău foarte multor oameni și ați fi lângă el și ați avea posibilitatea să-l împiedicați, ce ați face atunci? Nu ați folosi forța, violența? Și Dalai Lama a răspuns, când o să fiu în acea situație, o să vă spun ce o să fac. Pe de altă parte, un maestru a fost întrebat, cine este Dalai Lama? Și maestru a răspuns, Dalai Lama este întruparea lui Avalokiteshvara. Avalokiteshvara este în budism întruparea Arhanghelului Compasiunii. Este o poveste foarte frumoasă pe care o să o spun la un moment dat despre modul în care Avalokiteshvara s-a manifestat în viața unui maestru din Tibet, dar răspunsul a fost, întruparea este Dalai Lama. Adică cum un om este întruparea? Adică dacă am putea concentra toată energia pozitivă a faptelor bune, a iubirii și a dăruirii de pe parcursul unei zile și ele s-ar concretiza, s-ar materializa într-o ființă, aceasta ar fi Dalai Lama. Dar dacă am uni energia tuturor ființelor de lumină din acest univers, în cine s-ar întrupa, în cine s-ar materializa? Și răspunsul a fost exact în omul de lângă tine care te enervează cel mai rău. Cu alte cuvinte, de fiecare dată când avem așa un imbold interior spre mânie, trebuie să ne gândim că omul de lângă noi, în primul rând, este o ființă ca și noi și face parte din același univers ca și noi. Și Dumnezeu și Sfinții și Îngerașii îl iubesc. Și chiar ei l-au trimis la noi ca să ne învețe o anumită lecție. Cine suntem noi să refuzăm această lecție și cine suntem noi să îi discredităm pe șefii lui care l-au trimis aici la noi? Avem această datorie de dragoste, de iubire și de respect, prin care dacă înțelegem că nimic nu este întâmplător și totul este exact așa cum trebuie să fie, și acest lucru a venit în întâmpinarea noastră tocmai pentru a ne spori răbdarea, înțelegerea, iubirea și pentru a vedea că întotdeauna nu există un singur punct de vedere valabil, depinde din ce direcție privim, iar scopul nostru nu este concurența, ci este asocierea în așa fel încât toate punctele de vedere să convergă într-o direcție comună. Cunoaștere, echilibru și armonie. Să pășim împreună pe cale cu compasiune, răbdare și înțelepciune. Avem pe drumul acesta care duce spre mânie sau spre entuziasm. Depinde de noi pe care parte a monedei care este aruncată în aer vrem să fim. Profesorul meu de acupunctură, doctorul Lade, avea o vorbă foarte frumoasă. Spunea pacienților așa, am o scândură și pe ea am făcut niște crestături. Pe o parte sunt pacienții serioși, pe cealaltă parte sunt pacienții neserioși. Dumneavoastră pe care parte ați vrea să fiți? Așa și cu cele două fețe, entuziasmul și mânia. Pașii acestea, 14 la număr, pot să ne ducă spre mânie sau pot să ne ducă spre fericire. De ce nu? Spre entuziasm. Ceea ce aș vrea să vă rog ar fi ca lucrurile pe care le auziți să încercați să le interpretați nu numai cu mintea aceasta care gândește, ci să lăsați un pic ca ele să lucreze în acest plan al imaginației, ca să spunem, pentru că sunt multe imagini, eu am regăsit în descrierea acestor stări foarte multe idei și imagini care
fac apel la circuitele care există în subconștientul nostru și ca atare unele lucruri pot fi văzute mai bine atunci când avem ochii închiși, dar când avem deschis, cel de-al treilea ochi, acel ochi care ne dă vederea spirituală, care de fapt ne ghidează. Interesant este că exact în creștetul capului, în punctul Pai Hui, cele 100 de reuniuni, este un fir invizibil, ca un fir de argint, care pleacă din zona ficatului și care leagă creștetul capului cu deschiderea noastră spirituală. Deci pentru ca acest centru să fie deschis și de fiecare dată când noi spunem cuvântul Amin, este o deschidere și o curățare a acestui centru, iar în budism există o mantră pe care am învățat-o de la maestrul Tampai, Om Ahum Hri, care este o deschidere a acestui centru care ușurează călătoriile noastre spirituale, că ele sunt călătorii în această dimensiune sau în alte dimensiuni, asta rămâne de văzut. Primul pas pe care îl avem de făcut pe acest drum, eu l-am numit începutul sau cuprinderea. Acum o să spuneți, e firesc ca primul pas să se numească începutul. Vedeți dumneavoastră, există o categorie de oameni care nu se hotărăsc să înceapă. Asta este o discuție pe care o am de multe ori cu pacienții care vin la mine, care îmi spun că și-au cumpărat suplimentele sau medicamentele, că s-au hotărât să-și facă un tratament, dar încă nu-l încep. Pe de o parte, pe de altă parte, poți să nu începi un lucru pentru că nu a venit vremea ca el să fie început. Dacă a venit vremea, toate lucrurile se aliniază și reușești foarte repede să mergi pe cale. Dacă nu, poate nu a venit încă momentul, poate nu ești aliniat încă în interior. Acest prim pas are legătură cu primul punct de pe meridianul ficatului, ficat 1, Tadun, care este un punct aflat ca localizare pe degetul mare și să nu uităm că degetul mare în reflexoterapie este zona unde se proiectează aproape tot sistemul nervos. Deci iată că este o legătură puternică între starea ficatului și sistemul nervos. Fiziologia ne arată cu certitudine acest lucru pentru că atunci când ficatul nu mai prelucrează foarte bine anumite toxine, amoniacul eliberat în organism determină o stare de confuzie la nivel cerebral. Este un toxic pentru celula nervoasă. Și ideogramele care caracterizează acest punct, ideogramele fiind o modalitate prin care noi ne putem conecta la un flux informațional care nu este proprietatea noastră. Trebuie să avem grijă ca de fiecare dată când luăm ceva, să dăruim ceva. În univers totul este un schimb. De fiecare dată când primim o informație, e bine și este indicat să o dăruim mai departe. Și dacă putem să o și înfrumusețăm cu noi sensuri și cu noi înțelesuri, asta este un mic secret, o parte din sensul vieții. Ideogramele care caracterizează acest prim pas vorbesc despre modalitatea de a vedea o situație în ansamblu ei. Pentru că de multe ori noi când ne enervăm, când creștem acest sentiment de mânie, nu avem o vedere foarte largă. Știți acea denumire ochelarii de cal? Deci avem o vedere îngustă, nu mai vedem nimic, nici mai aproape, nici mai departe, nici spațial, nici referitor la propria persoană, nici temporal. Cu alte cuvinte, decizia pe care o iei este o decizie foarte îngustă, foarte limitată. Și atunci este extrem de important să ne păstrăm această capacitate de a vedea lucrurile în ansamblu. Nu vedem noi toate detaliile, dar vedem cadrul, contextul general. Ne prindem, în ghilimele, ca să spunem așa, care este ideea care ne este sugerată de situația respectivă. Ideograma respectivă are în traducerea ei
două sensuri care îmi plac foarte mult, magnitudinea unei stele, adică care este strălucirea. Deci, iată, situația aceasta de început are în ea o anumită strălucire. Cum vrem să fie strălucirea asta? Vrem să fie o lumină bună, o lumină blândă, o lumină care să lumineze până în părțile ascunse ale ființei noastre, mai ales în acele părți pe care nu ni le acceptăm. Că părțile pe care ni le acceptăm și ni se par extraordinare, Doamne ferește să spună cineva ceva despre ele, să ne știrbească un pic din perfecțiune. Sau începutul dimineții. Este interesant că se pomenește aici de începutul dimineții, pentru că în toate practicile spirituale, dimineața nu înseamnă numai primul moment al zilei. Apropo, dimineața, să spunem, care începe undeva între ora 5 și ora 7, meridianul intestinului gros, meditația, intuiția, sentimentul dreptății, relația cu viața și cu moartea și pielea, cât de bine te simți în pielea ta. Dar dimineața este primul moment în care începi să gândești. Și când pot fi gândurile oprite? Când oprești cel mai ușor mânia? În primul moment, atunci când de-abia începe. Dacă ești prezent, dacă ești viu, dacă trăiești în acest moment, prezent e greu de spus, că deja e trecut când am spus prezent. Dar dacă poți să sesizezi micile schimbări, ceea ce în ortodoxie se numește trezvia minții, adică trebuie să avem o minte trează, dar mintea trează trebuie să fie plină de iubire și așa mai departe. Și tot în traducerea acestei ideograme, trebuie să înțelegeți că ideogramele cuprind în ele uneori pagini întregi de sensuri. Nu este un limbaj strict literar, ci este un limbaj metaforic care cuprinde în el extrem de multe sensuri și simboluri care reglează în interiorul nostru un anumit fir al dezvăluirilor și al înțelegerii. Și spune aici, cerul este mare, dar și omul este mare. Cerul este mare pentru că, desigur, el ne are în grijă pe toți. Omul este mare dacă urmează pilda cerului, dacă este după chipul și asemănarea acestui cer. Și atunci, omul, pentru a fi mare, trebuie să aibă această înțelegere care să vadă întregul plan, să înțeleagă ce se așteaptă de la el în acest plan și să stopeze foarte repede toate gândurile negative. Spunea un pusnic, nu stați la vorbă cu energia negativă, pentru că ea întotdeauna va găsi o cale prin care să pătrundă în mintea voastră, atâta timp cât deschizi o poartă, prin poarta deschisă nu se știe ce poate să pătrundă acolo. Interesant este că în multe dintre punctele de acupunctură și în cele de la nivelul ficatului există acest simbol al porții, dar întotdeauna este o poartă deșteaptă, o poartă inteligentă, o poartă selectivă. Nu lasă să intre orice. Așadar, noi trebuie să fim selectivi. Tot în definiția acestui prim pas, găsim în traducerea ideogramei sinceritate, loialitate, capacitatea de a încuraja, dar vedeți, capacitatea de a încuraja vine la pachet cu altceva. A incita, a rupe sau a arunca, a fi ferm, a fi determinat. Vedeți un sens prin care ne arată că de la început trebuie să ai o hotărâre destul de puternică, să ai un plan și să începi să faci primul pas, pentru că o călătorie fără primul pas nu se poate numi călătorie. Dar în același timp trebuie să și rupi un pic comoditatea, confortul pe care îl ai în acel moment. Trebuie să arunci un pic din vechile obiceiuri, pentru că dacă nu vrei să se schimbe, să se revizuiască primesc, dar să nu se schimbe nimica. Știți? Adică, cu alte cuvinte, dacă vrei să evoluezi, trebuie să înțelegi că nu poți să faci acest lucru fără a schimba ceva. Și ca să schimbi ceva, trebuie să renunți la ceva. Omul se gândește, dar vai, dacă pierd acest lucru care este al meu și numai al meu. Există un exercițiu spiritual prin care îți imaginezi că într-o bună zi, de exemplu, pleci din această lume.
ce se întâmplă cu toate lucrurile care sunt ale tale? Exact în secunda următoare. Mai sunt oare ele ale tale? Nu. Deci, ori fi fost ele ale tale vreodată? Sau au fost cu împrumut? Păi și dacă le aveai cu împrumut, puteai să le pierzi vreodată? Așadar, uneori trebuie să ne gândim un picuț mai departe și vă îndemn ca întotdeauna să lăsați gândirea liberă și să primiți lucrurile așa cum vin, chiar dacă uneori acest lucru nu este fix spre avantajul și spre folosul nostru. Tot în traducerea acestui prim pas, regăsim sensul a conforma, a se conforma sau a urma. Vedeți, a se conforma înseamnă ceea ce spuneau înțelepții taoiști a fi pe cale, adică a înțelege direcția spre care trebuie să mergi. Cum poți să înțelegi direcția spre care trebuie să mergi? Prin deschiderea vederii spirituale. Pentru asta, cu siguranță, nu mânia este calea. Energia ficatului se materializează la nivelul ochilor, până și vederea fizică depinde de ficat. Ai un ficat obosit, ochii sunt obosiți, chiar scade acuitatea vizuală. Dar ca să înțelegi și să poți vedea un pic mai departe de cauzalitatea imediată. Adică, într-un fel sau altul, noi trebuie să urmăm cursul firesc al lucrurilor și, în primul rând, să ne adaptăm perfect la ciclurile naturale. Pentru că un om care nu mănâncă bine va avea toxine în organism. Cum se elimină toxinele din organism? Cu ajutorul ficatului. Vei avea un ficat intoxicat, vei putea să mai ai o vedere limpede? Cu siguranță nu. Ritmul natural înseamnă să dormi bine. Nu dormi bine, cu siguranță ești morocănos, nu ai răbdare, nu poți fi atent și te enervezi mai ușor, mai repede. Trebuie să respiri așa cum trebuie. Ați observat cum se modifică respirația când începi să fii nervos? Ne blocăm dintr-o dată toracele și gândiți-vă că în cele trei etaje, cer, pământ și om, atât vezica biliară cât și ficatul sunt în etaje de cer. Cerul omului și cerul cerului. Deci, cu alte cuvinte, ne știrbim bucățica noastră, nu mai vedem albastru cerului. Interesant, culoarea care echilibrează ficatul și vezica biliară este culoarea lemnului, culoarea verde. Uneori în Qigong se mai folosește și culoarea albastră, pentru că noi știm că Arhanghelul Rafael, Arhanghelul Vindecării, are culoarea turcoaz și prezența lui este semnalizată prin această culoare, culoarea vindecării, dar și culoarea evoluției spirituale. Deci, în primul pas pe care îl avem de făcut, nu numai că trebuie să cuprindem și să avem o vedere care ține cont de toate lucrurile, dar trebuie să urmăm această cale bună, firească și naturală. Avem uneori o mică problemă pentru că ego-ul nostru spune că situația trebuie să fie în direcția în care vrem noi și rezultatul să fie cel pe care ne-l dorim noi. Trebuie să avem capacitatea pe care ne-o putem dezvolta în timp să înțelegem că uneori s-ar putea să nu vedem chiar cum trebuie și poate uneori lucrurile aparent negative care ni se întâmplă ne duc într-un punct pozitiv. Acum vorbeam chiar astăzi cu mai mulți oameni care veneau la tratament în clinică și le spuneam, vedeți că promisiunile pe care le facem Universului și pe care le facem nouă înșine sunt extrem de importante și sunt puncte albe sau puncte negre în energia noastră. Referitor la mânie și la enervare, cu siguranță că ai o reacție de enervare când ți se întâmplă un lucru. Reacționezi într-un fel, ești om. Dar e una ca acel sentiment să treacă extrem de repede și este alta ca el să dureze zile, săptămâni, luni, în care îți perturbă activitatea tuturor organelor interne. Pe de altă parte, poți să iei un angajament că nu te vei mai enerva. Dar aveți grijă. Angajamentul respectiv trebuie să fie atât cât te țin curelele în ghilimele. Adică nu spune că nu te vei enerva o zi întreagă când tu știi că nu ești capabil să faci acest lucru pentru că vei fi dezamăgit de tine însuți. Spune că nu te vei enerva o oră. Mai ales dacă ești
acasă singur, deși nici chiar în această situație s-ar putea să constați că nu este chiar atât de ușor, pentru că Universului îi plac provocările. Și de fiecare dată când lansăm o provocare în Univers și spunem nu mă voi enerva, Universul nu va auzi cuvântul nu. Și el va auzi mă voi enerva. Și atunci va spune, păi ca să te ajut, îți voi oferi motivele ca să te vedem de ce ești în stare. Oricum te-ai lăudat. Ai spus că tu ești bun, tu ești calm. Păi uite, acum ai ocazia să ne dovedești acest lucru. Și atunci trebuie să ne gândim de fiecare dată că primul pas pe care îl facem este foarte important, că ne poate duce într-o direcție poate bună sau poate stârni o avalanșă de la care pleacă mai mult și e mult mai ușor, mult mai greu de oprit o avalanșă. Și atunci trebuie să avem răbdare, trebuie să avem înțelepciune și mai ales să avem și simțul umorului. Pentru că, vedeți, dacă nu avem un pic de ironie la adresa vieții și la adresa noastră, s-ar putea să ne luăm prea în serios și atunci orice lucru, indiferent cât de mic ar fi, devine tragic. Corpul este un dar care ne poartă prin viață. Să analizăm și să înțelegem, să cercetăm și să descoperim. Împreună, să avem grijă de el. Al doilea pas pe acest frumos drum pe care am pornit se numește călătoria sau trezire. Acum cele două sensuri sunt oarecum interrelaționate, pentru că unii oameni se trezesc în timpul călătoriei, alții se trezesc că călătoresc, iar alții călătoresc pentru a se trezi. Depinde acum de fiecare din noi care este sensul pentru care facem un drum. Nu de puține ori am auzit această vorbă care îmi place foarte mult: scopul nu este obiectivul final unde ne duce călătoria, ci călătoria în sinea ei este scopul. Și acest lucru este foarte frumos. Acest al doilea pas corespunde punctului ficat 2 și în Tian. Este un punct care are legătură cu energia focului, așadar deja ceva începe să se coacă sau să ni se coacă, în ghilimele, cu alte cuvinte, are loc un proces de transformare. Am intrat așadar pe un drum, acum urmează o transformare. Ideograma care traduce sensul acestui punct se referă la a avansa, a călători, a circula, a face să se răspândească. Deci, nu este vorba despre orice călătorie, este vorba despre o călătorie în care avansăm. Avansăm în cunoaștere, dăm în jurul nostru, dăruim cât mai multe lucruri și să sperăm că nu mânie dăruim în jurul nostru, ci calm. Nu-i așa? Dacă vrem să aplanăm o situație, nu sădim și mai multă mânie. Aplanăm lucrurile și vorbim frumos și calm, pentru că de fiecare dată calmul aduce calm. Și tot acest avans care este harnic și care dăruiește, este foarte generos cu situațiile și oamenii din jur, duce la acea trezire spirituală în care înțelegem că întotdeauna culegem ceea ce semănăm și că ceea ce ni se întâmplă este exact ceea ce merităm. Aici, bineînțeles că apare o discuție. Interesant este că tot această ideogramă are în ea sensul de a-ți îndeplini sarcinile. Și nu ne referim aici la sarcinile de serviciu, ci misiunea care ți-a fost dăruită în această viață. După cum am vorbit în emisiunea despre simbolismul apei și despre nimic, vă aduceți aminte că există acel punct Migmen, care este de fapt poarta strămoșilor prin care se actualizează destinul nostru în această viață. Dar
Există și sensul, spune aici, om care merge viguros și cu pași mari. Asta mi-aduce aminte de poveștile foarte frumoase și poveștile românești, unde întotdeauna există un erou care are niște cizme magice, care fac 7 poște într-o zi. Este o expresie celebră în povești. Vedeți, cifra 7 se repetă și aici. Pentru că, iată, de fiecare dată când ești calm, inspiri calm oamenilor din jurul tău. Ca și o apă care nu este tulburată. Poți să navighezi ușor, poți să aluneci ușor. Drumul este ușor și lin. Când spun ușor, nu vă gândiți că nu veți întâmpina dificultăți. Dificultățile sunt puse tocmai pentru a ne întări în ceea ce avem noi să facem. În primul rând, să ne verifice dacă vrem cu adevărat acel lucru, să existe un pic de opoziție ca să avem mulțumirea că am învins, să învățăm lecția văzând și alte puncte de vedere și să încercăm să ne păstrăm calmul, pentru că mai este un lucru. Să spunem că 7 pași ai făcut bine și la al 8-lea te împiedici. Vedeți, acum de multe ori o să-ți aduci aminte fix de lucrul care s-a întâmplat ultimul și nu de primii 7. Însă, pe de altă parte, de fiecare dată când ne împiedicăm, putem să ne ridicăm de jos, ne scuturăm și mergem mai departe. Această capacitate de a o lua mereu de la început este ceea ce denumim noi ca fiind câștigători. Câștigătorii sunt cei care nu sunt pe primul loc și sunt cei care îi fac pe toți din jurul lor să câștige împreună cu ei. Așa arată, de fapt, un adevărat câștigător în lumea spirituală. Desigur, în mintea noastră umană și în societatea concurențială în care suntem noi, e posibil ca numai primul loc să conteze. De multe ori, în partea cealaltă spirituală, acolo vorbim de un alt raport, un raport care se bazează pe iubire, pe compasiune. Forța adevărată este cu adevărat această forță prin care poți să te pui și în locul celuilalt. Alte sensuri care se regăsesc în pasul al doilea, se spune aici că există un anumit moment, există un anumit interval bine amplasat între spațiu și, în spațiu și timp, sau un interval între două realități, între cer și pământ. Cu alte cuvinte, există un moment foarte precis în care e bine să acționăm. Și când simțim și condițiile sunt create, nu trebuie să ezităm. Pentru că dacă eziți, acel moment trece și acea acțiune care era benefică și potrivită în acel moment s-ar putea să treacă. Desigur, aici energia rinichiului și energia ficatului intră într-un joc foarte fin, pentru că rinichiul este legat de frică și anxietate. Și dacă avem în noi acel program care ne spune că nu suntem suficient de buni, o să ne enervăm foarte rău pe toți cei care insinuează că nu am fi suficient de buni. Vom avea chiar o tendință să ne răzbunăm, vom avea așa zisele planuri machiavelice în minte. Aici intră în acțiune pancreasul. Pancreasul va începe să elaboreze o întreagă urzeală, urzeală așa. Dacă nu reușim să ne oprim în acest punct, următor organ care intră în acțiune este plămânul. La unii oameni va determina foarte multă tristețe și melancolie, dar la alți oameni va determina duritate și intoleranță, acea mască, atitudine de judecător care va spune: eu sunt singurul deținător al adevărului și numai cum spun eu este bine și oricine nu este cu mine este împotriva mea. Din păcate, există o lungă perioadă de timp în civilizația umană, cu accente pe ultimul an, în care această atitudine a fost dominantă. Între cer și pământ înseamnă că omul este un liant între cer și pământ. Vrem să ne enervăm? Înseamnă că am tăiat firul de comunicare între cer și pământ. Înseamnă că energia nu mai poate să circule, cerul și pământul nu mai comunică. Unde este casa noastră? Unde ne hrănim noi? În locul dintre cer și pământ. Îl sfințim prin prezența noastră sau îl întrerupem? Vrem să dereglăm și cerul și pământul? Vrem ca noi să fim elementul, cum spun eu, capătul de linie?
Să fim capătul de linie pentru răutate și enervare, dar să nu fim capătul de linie pentru bucurie, pentru iubire, pentru dăruire. Tot în acest pas mai regăsim un sens. Mi se pare interesant cum se asociază aici. E vorba de o caracteristică, liniștit sub lumina lunii. De ce luna? De ce apare luna în acest moment? Pentru că luna este aspectul energiei feminine, energia yin. Vedeți dumneavoastră, și enervarea are două fețe, ca să spunem așa, o față yang și o față yin. Există o enervare spre exterior, o enervare agresivă, violentă, masculină, să spunem yang. Dar există și o enervare interioară, cea care nu comunică, nu spune nimic, dar răbufnește în interior. Se așează acolo foarte frumos și după o perioadă va găsi un eveniment minor prin care va izbucni și va distruge foarte puternic echilibru. Un înțelept spunea la un moment dat, discutând cu discipolul lui, îi spunea, te-ai uitat ce frumos se oglindește luna în lacul de lângă noi? Și discipolul zicea, păi maestre, nu pot să o văd foarte bine, că uite, mai pică o frunză în apă, mai bate vântul. Păi zice, da? Așa este și cu mintea noastră. Dacă mintea ta este ca o suprafață liniștită, ca o apă clară, limpede și fără valuri, va oglindi perfect realitatea din jur. Dacă nu, va avea cute, se va încreci și va oglindi realitatea deformată. Sub influența mâniei, ne deformăm această oglindă. Iată de ce apare ideea de lună.